Celui de-al doilea război mondial a fost protagonistul unui accident aviatic spectaculos în Statele Unite. Avionul tocmai ateriza pe aeroportul național Reagan când deodată, din cauza unei pale de vânt, s-a rostogolit. Din fericire, în urma cascadoriei, nimeni nu a fost rănit grav, cei doi piloți ieșind teferi din carlingă. Totuși, circulația pe pista de aterizare a fost întreruptă timp de câteva zeci de minute până când avionul a fost ridicat cu o macara. Planorul urma să figureze într-o serie de filme 3D care vor fi filmate la Muzeul de Aviație Smithsonian.